la ziua de astăzi, în raionul Glodeni, de compensații pentru perioada rece a anului în valoare de 260 lei au beneficiat 10.565 de persoane. Până la moment au fost alocați 2.845.000 lei. Această hotărâre face parte din proiectul de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010. Această decizie a fost luată din motiv că în primele 8 luni ale anului 2010 s-au majorat tarifele la resursele termoenergetice. De compensațiile respective beneficiază toți pensionarii care au o pensie mai mică de 900 de lei și categoriile de invalizi, inclusiv și cei care beneficiază de ajutoare sociale și nu au ajuns la limita de 900 de lei. Ei tot beneficiază de acești 130 de lei lunar. Pe luna noiembrie au fost suplimentar calculate încă 377 de alocații sociale pentru o categorie de beneficiare în raionul Glodeni, dar în paralel mai beneficiază de această compensație socială pentru ce lucrează în sistemul bugetar și au un salariu mai mic de 900 de lei. Pensionarii susțin că acest ajutor este binevenit, însă prea mic pentru a putea face față problemelor. Nici nu spun nerușine. Nu cât? Cât 500. Ce părere aveți pe compensațiile astea 260 de lei care se dau pentru căldură? Eu știu. Cum vă ajută acești bani? Tare puțin. Dacă 1 metru de lei, 500 de lei, s-o cotează noastră. Și trebuie lumina și telefonul. Ne-a ajutat frumos, bine. Mulțumesc frumos. Dumneavoastră cu ce vă încălziți? Cu gaz. Cât cheltuiți dumneavoastră pe lună? Da, 1000 și ceva. Nu ne ajunge. Și să facem așa, greu, dar... La dumneavoastră beneficiați de compensații care pentru căldură? Nici un gram, nici o capeică, nici o șerșică. Cât cheltuiți dumneavoastră pe căldură? 300-400 pe gaz. Și cum ajunge pensia? Apoi din capta în capta, așa știi că trebuie mai cruț, nu iei tot de la olalt și să ai nevoie, mai răbdăm. Decizia de a acorda aceste compensații va costa bugetul de stat circa 137 milioane de lei. De acest proiect vor putea beneficia 521.000 pensionari, 30.000 familii vulnerabile și 60.000 de angajați din sectorul bugetar din toată țara.